fost 65-90 rezultatul final, 25 de puncte așadar avantaj pentru reprezentanta României în Liga Balcanică. A început meciul de la Cluj, astăzi mai este programat și jocul dintre CSU Astla Sibiu și Gazmetan Mediaș, partidă ce se află în plină desfășurare. La pauză, Sibiul conduce 37-34. Baciu marchează primele puncte în sala Horia Demian. Clujul cu Medveș, Baciu, Silvășan, Hargrove și Branko Ciuici. Piteștiul acum în ofensivă, avându-l pe Sinadinović, conducător de joc, și Baraț, Djurković, Almer și Baro, ceilalți patru. Are atacul pozițional Piteștiul, Sinadinović ratează, minge pe care încearcă Baro să o țină în teren. Nu este suficient de rapid pivotul oaspeților și va avea mingea. Darius Hargrove primește de la Laszlo București și acum Milian Medveș. Baciu, Branko Ciuic, folosit shooting guard de Bobo Pintea, Branko Ciuic. Postul 2, fundaș, conducător de joc, este Milian Medveș. De jucători foarte experimentați, doi basketbaliști care se știu bine, se cunosc pe teren. Intercepția acum a Piteștiului, Djurković reprimește de la Almer. Excepțional contraatac al oaspeților, foarte inspirat a fost și Djurković cu această ieșire la intercepție. Baro fură și el o minge, o pasă înghesuită a lui Silvășan și acum Sinadinović. Sinadinović depășește doi oameni. Baro primind de la Almer, Baciu este lângă el. Baciu, una din soluțiile pentru postul de pivot la echipa națională a României, se complică acolo, se încurcă mai bine zis, Baciu și Ciuici. Ciuici n-avea de ce să întoarcă mingea în teren, nu mai era nimeni acolo din echipa sa. O greșeală pe care o fac cei de la U și Piteștiul conduce pentru prima dată în acest meci. Iată-l pe Baraț, aproape de intercepție, va fi posesie pentru BCMU Pitești, pentru că ultimul care a atins mingea este un jucător al gazdelor. Foarte atenți la intercepție jucătorii Piteștiului, asta e semn că scouting-ul s-a făcut bine, știu ce joacă adversarii, știu traseele și își permit să le taie, cum se spune, să iasă la intercepție. O să vă țin la curent și cu rezultatul partidei de la Sibiu. Un meci important pentru configurația clasamentului. Practic, Mediașul își joacă ultima șansă, în timp ce Sibiul încearcă să-și consolideze poziția. Extraordinar vine Almer la capac la Ciuici. Detentă impresionantă a lui Lamonti Almer. Branko Ciuic oprit în ultima fracțiune de secundă. Extraordinară fază, extraordinară prestație în defensivă a lui Almer. Acum din nou Piteștiul, Baraț, Djurković scapă, vine bine la ajutor Ciuici, intercepția lui Branko Ciuici, scoate la Hargrove, aruncare de 3 puncte, Darius Hargrove. Iar Clujul preia din nou conducerea, este 5-4 după prima reușită de 3 puncte din acest meci. Sinadinović primește de la Baro. Sinadinović pierde în fața lui Medveș și este dancul lui Hargrove.
Meciul intercepțiilor până acum. Ambele echipe au reușit astfel de intervenții decisive în apărare. Combinație frumoasă, chiar dacă pe metru pătrat a piteștenilor. Fault comis asupra lui Durković, care va beneficia de două aruncări libere. Iată pasa lui Baro. Silvășan coboară un pic prea târziu cu Durković. Și este înlocuit acum Silva, pentru că a acumulat a doua greșeală personală. În locul său intră pe teren George Sparks. Mircea Cristescu, cu care am vorbit zilele trecute, îi lăuda pe cei doi, spunea că este foarte greu să ai, între ghilimele, foarte greu pentru antrenor, este foarte greu să ai doi jucători de o asemenea valoare pe același post în echipă. Îi vedea Cristescu pe amândoi selecționați pentru All-Star Game. Iarăși e un lucru dificil, mă gândesc că ambii sunt poziția 4. Să-l vedem pe Sparks la luptă, la lucru, intrat mai devreme decât de obicei astăzi. Bobo Pinte a fost forțat să-și scoată capitanul pe bancă pentru a-l proteja de acumularea de greșeli personale. Sinadinović pentru Pancrație Baraț. Din nou Sinadinović aruncă de 3 puncte, ratează Sinadinović, un jucător cu mână foarte bună de afară. Iată-l pe Baciu, foarte prezent în apărare, recuperând această minge. Și acum Medved întoarce la Brancociuic. Hargrove a alunecat, păstrează însă controlul mingei. Ciuiș trebuie să arunce, o face din poziție foarte grea, recuperează Baro. Acum Piteștul cu Sinadinović pentru Baraț. Ocazia lui Durković, iese foarte bine Sparks la Baraț, excelent combinația oaspeților. Durković găsit sub coș. Fault la celălalt panou. O decizie contestată de Sinadinović, dar cred că Fabiana Martinescu a avut dreptate. Medved faultat, va beneficia de două aruncări libere. Vă invit să vă exprimați părerile despre acest meci pe Basket la DigiSport, pagina de Facebook ce vă este pusă la dispoziție de fiecare dată când transmitem o partidă live. Deja câțiva fani ai Piteștiului, Mihai Tudose, Gabriel Drăgoi și Laurențiu Gabriel, și încurajează în mediul virtual echipa, în timp ce fanii Clujului prezenți în sală aplaudă acest contraatac al lui Darius Hargrove. Un Cluj are 9-6 în partida cu Piteștiul. Baraț, Baraț găsește un culoar. Este fault comis de Medved. Prima greșeală personală a basketbalistului, care a evoluat în sezonul precedent în Irak sub comanda românului Eugen Ilie. Un sezon excelent făcut de Emilian Medved la Zaco, echipa pregătită de Eugen Ilie. Baraț foarte atent la libere, marchează ambele încercări, scapă acum Hargrove, mingea în afara terenului. Extrem de interesant duel Baraț-Hargrove, am dat echilibrat. Baro primește Kentut. Tot l-a înlocuit pe Sinadinović. Abatere de pași, consideră arbitrii. Sinadinović înlocuit cu Tut.
sistemul nu se schimbă, dar stilul de joc al Piteștelui este altul când joacă Pătrarul, cu care au și început, de altfel, piteștenii sezonul și conducător de joc. În care lui Sparks, Baciu, excelent la recuperare! Apare Sparks pe centru, o coborâre interesantă, pasă foarte bună a lui Baciu. Nu pot să nu remarc progresul evident pe care îl are Baciu. După un început de sezon nu strălucit, după pauză, practic, în 2014, evoluțiile lui Baciu sunt din ce în ce mai bune și el este cu siguranță o soluție pentru echipa națională. A ratat pivotul Clujului acum și piteștenii au din nou posesia. Barat de 3 puncte. A fost contact acolo între Barat și Hargo. Nu s-a furat nimic. Este timeout acum. Felicitat de Cristu Șapera. L-am văzut ridicat de pe bancă pe Kuburović. Probabil acesta va intra în echipa gazdă după timpul de odin. Avem câteva relori unor faze interesante de până acum, un meci bun între Mobitelco și BCM-ul Pitești. Cătălin Birta vede Mobitelco echipa câștigătoare, în timp ce Bogdan Petria spune câștigă Piteștiul dramatic pe final. Deocamdată gazdele au 11-8. Revedem duelul dintre Almor și Kuburović. Este rândul clujenilor să conteste o decizie de arbitraj. Almăr trimis la linia de libere pentru două aruncări. Prima greșeală personală cu Kuburović. Iar Almăr sparge gheața. Este primul punct marcat de extrema oaspeților. O aruncare ratată, Sparks scapă mingea din mână și Baron scrie, fiind și faultat de Baciu. Eroare mare în defensiva Clujului, insistența și agresivitatea și atitudinea Piteștiului dă roade. Durković și Baro mai eficienți și mai activ decât cuplul Baciu-Sparks la această fază. Deja 3 puncte marcate în aceeași fază de Piteșteni. Vine și al patrulea. Două aruncări libere și un coș de sub panou în aceeași fază. Iar Piteștiul preia conducerea. Este 12-11. Aproape trei sferturi din prima perioadă de joc s-au scurs. Este faultul lui Durković acum. Kuburović foarte bine se echilibrează și strecoară mingea în coș. Durković foarte nervos, consideră că n-a greșit, că n-a faultat în duelul cu Ivan Kuburović. Ratează acesta, recuperează Orbeanu
Lucrurile bune pe care le-am spus despre Baciu trebuie să le spun și despre Iulian Orbeanu, chiar dacă evoluțiile sale au mai scăzut în ultimul timp. Orbeanu a venit din pauza de iarnă foarte montat și și-a ajutat foarte mult echipa. Almor acum sancționat cu greșeală personală. Tot cu Burović este cel care scoate aruncările libere. Foul clar acum, s-a văzut. Păcălit la Monte Almor de Ivan Kuburović, un jucător cu prestații bune în acest sezon. Un basketbalist care poate să ajute echipa în multe feluri. Are mână bună de afară, dar îi place să joace și sub coș, să lupte acolo cu adversarii. Kuburović face 14-14. Pancrație Baraț acum. Kuburović este mai înalt, mai puternic, dar nu la fel de mobil. Kentut din fața lui Medved. Iată-l pe Orbeanu, excepțional, venind la recuperare. Baraț aruncă de 3. Din păcate îi strică recuperarea lui Iulian. A fost însă o soluție bună, cred, a lui Baraț. Era liber, trebuia să tragă. Aruncă Hargrove și marchează, iar Clujul se află din nou în avantaj. Sinadinović revenit pe teren. Ratează încă o încercare din acțiune. Nu-l ajută deocamdată mâna pe Sinadinović. Repune Sparks pentru Medved. Încet, încet vom intra în ultimul minut al sfertului 1. Primește Hargrove. Lalović, trimis și el pe parchet în locul lui Baciu. Este pivot acum pentru Umo Bitelco. Lalović, după piruetă, ratează Baro cu recuperare. Sinadinović. Sinadinović accelerează. Orbeanu, din nou Sinadinović. Excelent. Medved la intercepție, însă nu poate ține mingea în joc. Sinadinović. Kentut pentru Baro. Man Baro și Sparks îi fură mingea lui Baro. Să-l vedem pe Kuburović. Așteaptă Hargrove. Kuburović pentru Lalović. Incredibilă ratarea lui Lalović. Nu-i vine să creadă lui Bobo Pinte acum a putut să pună mingea alături Lalović dintr-o asemenea poziție. Sfertul al treilea al partidei dintre Sibiu și Mediaș curge într-o singură direcție. Mediașul, așa cum din păcate și-a obișnuit fanii, nu poate să țină ritmul pe întreg parcursul meciului. Cad efectiv în partea a doua a fiecarei partide basketbaliștii lui Center. O echipă scurtă, o echipă cu mulți jucători accidentați și o echipă obosită de ritmul infernal în care a jucat. 17-6 este rezultatul sfertului 3 în favoarea Sibiului, care se desprinde la 54-40. Mai sunt 2 minute din sfertul 3. Se încheie prima parte de joc de aici, de la Cluj, cu o reușită a lui Sinadinović. ...16-16 scorul după coșul lui Sinadinović. And they have time, they cannot run like us. Yeah. Cool down. Okay. Now we go diamond till the end. Okay, with Shampo. Okay, and after that, boys. Step back and pass. They have strong. Hide. Pass back. 1, 2, 3.
Ați auzit pe Pintea, faceți blocajul defensiv, nu vă duceți la recuperare pentru că ei împing și sar imediat. De asemenea, Silvășan le cerea coechipierilor să arunce după step back, pas în spate, pentru că sunt adversari puternici, spune Silva. Începe sfertul al doilea. Primește Kuburović, Kuburović, pătrundere, paș. Da, așa e. A văzut bine Fabiana Martinescu. Batere de paș la Kuburović. Bogdan Predatu spune pe Baschet la Digisport, Mobiterco, dacă joacă la fel de bine ca la început, pot să-i bată la scor pe Piteșteni. Rămâne de văzut, deocamdată foarte echilibrat jocul. Baros scapă mingea în spațiul de 3 secunde cu Kuburović, cu o piruetă frumoasă cu Kuburović. Trece pe lângă Corpodean, care comite prima greșeală personală. Laurențiu Gabriel, fan al Piteștiului, am câștigat deja 3 meciuri în acest sezon contra Clujului, 2 în Cupa României și partida tur de la Pitești. Astăzi însă cu siguranță va fi mai greu pentru Piteșteni. Clujul joacă evident mai bine decât a făcut-o la începutul sezonului. Sinadinović. Sinadinović de 3 puncte. Acesta este fundașul pe care și l-a dorit Șapera. Iată-l pe Sinadinović marcând și ducându-și echipa în avantaj 19-16. Am notat primul coș al sfertului 2. Nu se înțeleg acum Lalović și Ciuici, iar Lalović va ieși nemulțumit Pintea de randamentul pivotului său. Îl scoate și îl trimite pe teren pe Silvășan. În acest moment echipa mai mică a Clujului pe parchet. Sparks va juca pivot, iar Silva postul 4. Corpodean pătrunde pe tușă pentru Kentut. Nimic la acest contact și abatere de 24 de secunde. Destul de ciudat, a fost un contact evident, trebuia fluierat fault ori la atacant, ori la apărător. Nu poți să treci peste, ca și când nimic nu s-ar fi întâmplat. Clujul are posesia la 19-16 în favoarea adversarilor. Branko Ciuici. Sparks, faci pornire, da. Decizie corectă a lui Laszlo București. Iată-l pe Morbeanu în prim plan și acum Bobo Pintea. Morbeanu pentru Sinadinović. A revenit Durković la Piteșteni. Durković are 2 greșeli personale. Iată-l la minge cu Silvășan în fața sa. Coboară foarte bine Kentut și finalizează. Scăpat tut pe drum de adversarii săi. Silvășan. Orbean în față pentru Kuburović. Aruncare a lui Kuburović. Vine Sparks la recuperare peste Durković și ține mingea în joc. Excelentă intervenția lui Sparks. Pierde Ciuic mingea. I s-a părut fault asupra lui Branko Ciuici. Lasă jocul mai liber, însă cei 3 arbitri, iar Corpodean rămas liber, ratează. Kuburović luptă la recuperare. Medved se joacă cu garda jos în aceste momente. Medved, superbă pătrundere. Din păcate, a încercat să finalizeze cu dreapta de pe stânga. Era foarte greu acolo. Branko Ciuici protestează pentru decizia de acum 2 faze
atunci când a pătruns pe tușă și consideră că a fost busculat. Este Kuburović, a făcut bine treaba, a ieșit și Sparks, intră Baciu, iar Durković comite abatere de pași. Multe greșeli făcute de jucătorii ambelor echipe. Este clar că este presiune mare, un meci foarte, foarte important pentru ambele formații. Lupta pentru calificarea în play-off este una nebună de-a dreptul. Piteștiul ocupă în acest moment locul 6, 12 victorii din 20 de meciuri, în timp ce Clujul se află un loc mai sus, 14 victorii din 19 întâlniri. Clujul țintește pozițiile 1-4, speră să aibă în prima fază a play-off-ului meciul decisiv acasă. Silvășan marchează de 2 puncte, o victorie contra Piteștiului, iar le-ar da șanse clujenilor să spere în continuare la o clasare în primele 4. Nici calificarea 100% în play-off nu este încă asigurată, chiar dacă e greu să cred că cei de la Umo Bitelco vor putea rata primele 8 poziții. Încă un coș de afară al Piteștiului, dar orice este posibil. Uitați-vă ce rezultate au fost în acest sezon. Hargrove cu o pătrundere superbă își apropie echipa la doar 3 puncte în spatele adversarilor. Și acum din nou Piteștiul în pozițional. Sinadinović. Apare Durković, Sinadinović scoate la Orbeanu, aruncare de 2 puncte a lui Iulian Orbeanu, recuperează Hargrove. Și acum clujenii au atac pozițional. Baciu își ia inima în dinți și aruncă de la 4 metri de coș. Cătălin Baciu înscrie 22-23 scorul. Piteștiul n-a marcat de mai bine de un minut. Sinadinović aruncă de 3 puncte și marchează. Câtă naturalețe are în aruncare acest Sinadinović. Medved și el de la 3 puncte ratează și este faultul lui Corpodean la Silva, care a luat foarte bine prin planul acolo. Corpodean înlocuit cu Barat, revine și cu Kuburović pe parchet la clujeni. Silvășan încearcă și el de la distanță, un adevărat shooter, capitanul Clujului. Foarte multe comentarii pe pagina Basket la Digisport. George Voicu, Barat e un jucător ce face diferența, câștigă Piteștiul. Robi Stănescu are aceeași părere, în timp ce Alexandru Suba vede Clujul câștigător și pe Sparks, jucătorul meciului. Marius Sorin Florea, foarte corect observație, multe greșeli făcute de cele două echipe, prea multă precipitare în joc. Este o partidă extrem de importantă, așa cum sunt majoritatea rămase până la finalul sezonului. Mâine avem un alt match pe care îl transmitem în direct, o altă partidă foarte tare, CSU Sof Ploiești, CSM Oradea, partidă ce va fi transmisă pe Digisport 3 cu începere de la ora 17:45 de minute și va fi comentată de Radu Abramescu. Aruncare de 3 puncte a lui Silvășan, Clujul respiră în continuare pe mâna capitanului său.
Barat. Oh, Barat pierde în fața lui Kuburović doar pentru moment. Zinadinović aruncă de două puncte, ratează și este faultul lui Durković, spune Dragoș Nicolae. Erau doi oameni în fața sa, Durković încearcă să se autosugestioneze, să fie calm. Iar Clujul încearcă să egaleze la 27. Intercepția lui Baro și este slam dunk. Osman Baro, un pivot atletic, un pivot agil. O nouă intercepție făcută de Piteșteni, care, vă spuneam, este clar că au studiat în amănunt jocul adversarului. Știu traseele, știu cum circulă mingea și nu de puține ori le taie, ies la intercepție exact în momentul potrivit. A fost încă o minge câștigată de Pitești, Ken Tut, aruncare de două puncte marcată, pasă decisivă ce poate fi trecută în contul lui Pancrație Baraț. Este time-out cerut de Bobo Pintea. I'm down first. Și dacă tot vorbim de meciurile transmise, vă spunem că mâine pe Digi Sport 3 la 17:45 Radu Abromescu comentează ASSOF Ploiești CSM Oradea. Luni vă voi fi gazdă la partida dintre BC Timișoara și Energia Rovinaru, un meci foarte, foarte important, una din multele finale despre care vorbea Dragan Petricevici, că le are echipa sa până la finalul sezonului. Timișoara are 9 victorii, Rovinari, Energia Rovinaru 11. S-ar echilibra foarte tare lupta pentru calificarea în play-off în cazul unui succes al bănățenilor acasă. Marchează acum Silvășan, din nou Silvășan. Foarte consistent jocul în ultimele minute, jocul capitanului clujeanilor în ultimele minute. Baraț pentru Zinadinović. Acum Almor, Clujul în zonă. Zinadinović. Almor pentru Baraț. Aruncare grea, contestată de Silvășan. Și expiră cele 24 de secunde de atac. Asta pentru că mingea lui Baraț nu a atins instalația. Clujul din nou în pozițional, intrat în ultimele două minute ale primei reprize. Primește Hargrove, vine Baciu la blocaj cu Burovici, acum Ciuici. Silvășan din nou de trei puncte, din fața lui Zinadinović. Excepțională mână are Mihai Silvășan, 10 puncte pentru el, Hargrove are 11, ei sunt cei mai buni marcatori de pe teren. Zinadinović 8 și Durković 9, liderii Piteștiului, marchează acum la Monty Almor, primul coș din acțiune pentru american și Piteștiul se duce din nou la 4 puncte. Revedem aruncarea lui Almor. Nu se aștepta Ciuici la o astfel de soluție din partea adversarului său. Iată-l pe Ciuici în ofensivă, Baciu. Baciu! Iese mingea din coș. A ezitat, putea să încerce un slam dunk, în orice caz frumoasă acțiunea lui Baciu. Baraț, Zinadinović aruncă de 3 puncte, greu să nu remarci
lejeritatea cu care aruncă Sinadinović. Chiar și atunci când ratează, se vede frumos aruncarea sa, lucru valabil și pentru Silva. Este autocoș al lui Baro, cred mai degrabă decât voleul lui Baciu. Dar meritul pivotului clujean este foarte mare. Hai să vedem. Aba, nu. Baciu reușește să pună o mână acolo și să mai treacă încă două puncte în contul echipei sale. Final incendiar de primă repriză. Viteștiul, care a condus aproape în permanență, are două puncte avantaj. Jean-Pavel speră într-o victorie a Clujului pentru ca Nordul să aibă cât mai multe echipe în play-off. Pe lângă Oradea, Târgu Mureș, Cluj-Sibiu, speră ca și BC Timișoara să prindă ultimul loc în play-off. Să vedem ce se va întâmpla deocamdată. Piteștul cu Sinadinović la minge pentru Barați. Barați, frumos crossover pentru Almăr, aruncă de 3 puncte, Almăr ratează. Durković la recuperare prinde Sparks, pasă greșită a lui Sparks, din nou intercepție, ce bine a venit Barat acolo. Inspirat Pintea cu Sparks și Lalović trimiși pe teren pentru a avea recuperare, au prins mingea clujenii, iată-l pe Sparks venind excelent din spate, cade, pasează pentru Kuburović, însă Barat a apărut impecabil acolo. Cristi Paraschiv spune pe Vasile la Digisport, Piteștul domină meciul, avem mai multă claritate în joc, avem, adică Piteștul este fan al acestei echipe. Fazele, ducem fazele până la capăt și cu puțină atenție în apărare la Sparc și Silvășan. Nu putem scăpa a patra victorie în acest sezon împotriva Clujului și Robert Cionuț, vede aceeași, așa-l cheamă, așa e numele, în fine, Robert Cionuț. Acest Sinadinović este de departe cel mai în formă fundaș din campionat. Sinadinović are până în acest moment 8 puncte, 2 recuperări și 2 pase decisive. De partea cealaltă, Medved și Ciuici, cei doi fundași titulari ai Clujului, 0 în dreptul punctelor marcate. Medved are 4 asisturi, Ciuici 2. Foarte modest jocul lui Branko Ciuici, de obicei unul dintre motoarele turate la maxim ale echipei lui Pintea. Silvășan pentru Kuburović, pasă bună și finalizare de clasă a lui Ivan Kuburović. Se termină frumos prima repriză, o primă repriză în care momentele foarte bune și fazele inspirate au alternat cu cele în care au apărut greșeli impardonabile la acest nivel. De vină în mare măsură este tensiunea. Dintr-un moment în altul se reia partida dintre Umobitel Cobete și BCM-ul Pitești. Începe în acest moment repriza a doua. La pauză, oaspeții conduc 36-34. Intercepția lui Baciu. Pătrundere cu Kuburović și marchează. Nadinović își legalează la 36. Iată-l pe Pancrație Barat, 2 puncte pentru el. Nou Piteștul în avantaj.
Vășan. Vășan scoate la Medved, aruncare de 3 puncte. Medved pe Subine. Baro a recuperat și acum Sinadinović. Numește Barat. Baro coboară Dulcovici, din nou Baro, Sinadinović sparge bine Baro la linia de liber, 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 ratează, prinde Dulcovici și este faultul lui Milian Medved. Tând prima aruncare. Trei puncte avantaj în favoarea oaspeților. Baciu pentru Kuburović, șut de 3 puncte Kuburović, prinde Silvășan. Dulcovic este în spatele său, Silva joacă 1-1, ratează, recuperează Almor. Minge scăpat afară de Sinadinović. Au grăbit piteștenii, Sinadinović aplaudă intenția mai mult decât realizarea cu echipierilor săi. Și din nou un mobitel cu atacul pozițional. Hago. Deci un Baciu. Kuburović. Fault în atac al lui Kuburović. Ar fi posesie pentru piteșteni. Iată momentul, un cot care Kuburović îl proptește în fața lui Almor. A stat foarte aproape de adversar Almor și acum Piteștul din nou în poziționat. Sinadinović pentru Dulcovic, Almor fentă de aruncare de 3. Sinadinović, Almor liber, excelentă finalizarea lui la Monty Almor. Piteștul are plus 5. Silvășan. Încheiază Silva în semică lig de mână dreaptă. Dulcovic pentru Barat. Faulta lui Baciu la Baro. Este Baciu, care acumulează a treia greșeală personală în locul său, Lalović. Prima liberă transformată de Baro. Intră și a doua. Marian Mina. Venit de la Constanța în acest sezon. Aplaudă de pe bancă. Deocamdată foarte puțin folosit Mine de antrenorul său. Este întrerupt meciul pentru a se șterge sala. Pentru Hargo. Lalović. Vășan. Aruncă de 3 puncte Lalović. Coș de 3 marcat de Lalović. Arun
reușită care readuce joc Clujul. Barat și el de 3 puncte, marchează și el. Excelentă replica dată de Piteșteni Silvășan acum. Aruncă de 3 puncte Cucurovici și marchează. Momente superbe în sala sporturilor Horia Demian, Clujul și Piteștiul. Dau tot ce au mai bun pentru câștigarea acestui joc. Recuperează Baro și marchează. Frumos al lui Baro. Silvășan intră de aruncare. Silvășan scoate pentru Hargov. Aruncă Hargov. Oh, ce coș! Ce coș, Darius Hargov! Parat și el de 3 puncte! Trebuia oprit această serie și o face Bobo Pintea. Momente senzaționale. Coșuri din toate pozițiile marcate de jucătorii celor două echipe. Haide, guys! We can't pop it or... Somebody else. Go strong, go pop without foul. Okay, we must change the rhythm, guys. When we take foul, immediate go. Full sprint in transition. Okay, Meda? And I want... Hey, guys! Hey! Execute transition, middle ball in high-low. Okay, goal and 4-4. Okay, Haide! Din nou Clujul în ofensivă. Milian Medveg aruncă Silvășan, ratează, recuperează Lalovici, acum Cucurovici. Silva de 3 puncte. Silva aruncă scurt, recuperează Baro. Ce ocazie de a se desprinde. La mai mult de 5 puncte au avut piteștenii. Baro a pus mingea alături. Silvășan, Plendi de stupa nou, marchează și este rândul lui Șapera să ceară timp de odihnă. Tensiune mare și în tribune. Fanii lui U sunt mai reținuți parcă decât în prima parte a meciului. Good spacing.
Foarte echilibrat acest match, în care au mai rămas 14 minute și câteva secunde. Asta dacă nu vom avea prelungiri. Piteștenii au plus 2 și posesia. Aruncă Orbeanu, dă 3 puncte. Orbeanu ratează, Durković nu poate recupera. Hargrove scapă mingea în afara terenului. Așa este mult după el, Barat îl depășește, o pasă totală aiurea a lui Barat, mingea se duce undeva în tribune. Argo. Pavlović reprimește de la Medveci. Percepție și este fault. Este faultul lui Kuburović. Iată momentul la limită. Revine Sinadinović pe parchet la Piteșteni. Entut. Orbeanu din nou de 3 puncte, marchează Orbeanu. Coș de 3 pentru Iulian Orbeanu. Un coș de 3 puncte care înclină destul de clar balanța în favoarea Piteștiului. Mai este însă atât de mult de joc încât lucrurile se pot schimba, evident. Prima aruncare a lui Kuburović intră. Intră și cea de-a doua. Toată sala scandează haide U, Piteștiul însă conduce. 3 victorii în acest sezon pentru Piteșteni contra lui Umo Bitelco. Iată că și în cel de-al patrulea meci trupa lui Șapera se descurcă admirabil. Pancrație Baraț marchează 2 puncte și sunt din nou 5 în plus pentru BCM-ul Pitești. Branko Ciuici reprimește de la Hargu. Kuburović. Lalović. Fault comis de Durković la Lalović. Este a treia greșeală personală a lui Durković, 10 puncte și 6 recuperări pentru acesta. Lalović cu o evoluție modestă până acum, noroc cu coșul de 3 puncte pe care l-a marcat. A fost singurul lucru, sau unul din puținele lucruri bune care au reușit lui Lalović. Acesta însă este precis de la linia de libere. Da, 2 din 2. Thank you.
Iată faultul lui Barat la Ciuici. Alexandra Maria mă ceartă pe basket la DigiSport. Îmi spune că se citește Baraci. Dar de obicei când dai sfaturi ar trebui chiar să fie bune dacă ții la cele care le dai. Barat se pronunță Barat după regulile limbii pe care o vorbește Pancrație, așa cum și Divac se pronunța Divac și nu Divaci. Dar în fine, astea sunt lucruri de finețe și n-are rost să zăbăvim prea mult asupra lor deocamdată. În Cluj vine la un singur punct în spatele Piteștiului lui Barat, Sinadinovici. Aruncă de 3 puncte, Sinadinovici ratează, Ciuici la recuperare, Corpodean n-a putut să prindă. Mircea Cristescu în picioare, Lalovici aruncă de 3 și marchează, explozie de bucurie în sala sporturilor. Horia Demian, 2 coșuri marcate de clujeni, au răsturnat situația de pe tabelă. Din nou gazdele sunt în avantaj în acest moment. Baro singur, Supanov se întoarce de lângă Lalovici și marchează fără probleme. Piteștiul egalează când am intrat în ultimul minut al sfertului 3. Hargrove, cât de aproape a fost să marcheze un end-one. Vedem pătrunderea lui Darius Hargrove, campion cu CSU-a Săsov Ploiești. Corpodean, iată-l pe Almăr ratând, prinde însă ofensiv. Almăr este coș cu fault. N-a mers din prima, a ieșit mai bine din a doua. Almăr finalizează extraordinar dintre 4 jucători adverși. Inspirat Șapera, că l-a trimis pe parchet în locul lui Corpodean. Acum pe Almăr, iată ce a reușit americanul. Jurković supărat pe bancă. N-are însă motive, echipa lui conduce 31-60. Hargrove pleacă bine în pătrundere, vine Almăr la capac, a stat excelent acolo în calea lui Hargrove Orbeanu, care însă s-a accidentat. Orbeanu a stat în spațiul de protecție al atacantului, însă n-a apucat să iasă în afara acelei paranteze de sub inel. Dacă ar fi ieșit, era fault în atac. Radu Bogdan ne spune că Sibiul zdrobește Mediașul. Într-adevăr, rezultatul final a fost 84-52. Pentru Sibien, Bojović a marcat 23 de puncte și a reușit 9 recuperări. Ceșković 18 puncte, Popa Calotă 13. Se încheie sfertul 3, Clujul are un punct de recuperat. 61-60 în favoarea Piteștiului. Sfertul al treilea a fost câștigat de gazde
26-25. Cel mai bun marcator pentru Cluj, Hargov 16, Silvășan 14 și Cucurović 12. De partea cealaltă, Baraț are 14 puncte marcate, Baro 11, Durković 10, Almăr 9. Dariu, da? Go, watch it, Baro, stay, stay shot, he's out, so strong of you, penetration, full speed, not... I don't call. But pass out. I don't call. If you see, pass out, watch on water, if it's a three-set. Okay, and after that, go, three, action three, okay? Hide, hide. Go strong, before they come in the last position, which is last position here, when you are playing down defense, it's not position to jump, okay? You can go, it's too slow. If he's close, he immediately to open the pass and move. Fostul jucător, actualul antrenor Vasile Tace spune pe basket la Digisport că se bucură să vadă antrenor român pe marginea terenului, cu nimic mai prejos decât specialiștii străini. Vrea să vadă și mai mulți jucători români. Sunt în meciul de astăzi Silvășan și Baciu la Cluj. Au jucat minute bune Orbeanu și Corpodean în echipa Piteștiului. Lalovici recuperează ofensiv Cuburović. Este coș cu faul. Este coș cu faul. Cuburović a cerut contactul cu Durković, efectiv. Durković s-a mișcat lent. Cuburović are șansa unei aruncări libere suplimentare. Durković înlocuit acum de unul dintre jucătorii despre care vorbeam, Ionuț Orbeanu. 3 puncte, 3 recuperări și o pasă decisivă pentru Orbeanu. Cuburović transformă și aruncarea liberă și scorul devine 63-61 în favoarea gazdelor. Sinadinović. Orbeanu mingea, Sinadinović îi reproșează asta. N-a fost atent Orbeanu, dar nici acțiunea lui Sinadinović n-a fost una clară. Nu s-a dus pentru pas, a încercat o finalizare și pas a fost o soluție de compromis. Așa cum Ciuici nu s-a dus pe șut, deși a avut, cum se spune, poarta goală în față. Parcă un pic timorat Branko Ciuici. Niciun punct până acum pentru unul dintre jucătorii foarte importanți ai Clujului. Hargrove ratează. Iată-l pe Ciuici, însă ce poate face. Se luptă la urmărire. Excelent. Ia fața lui Sinadinović. De altfel, Branko Ciuici este unul dintre jucătorii cu prezență constantă la recuperare. Iată-l și acum. Foarte bine. S-a dus după minge, a ratat însă. Lalovic pentru Ciuici, scoate la Sparks, care plutește și scapă mingea în coș, o lasă, mai bine zis. Clujul se desprinde la 4 puncte, suntem însă abia în debutul sfertului decisiv. Pătrunderea lui Ken Tut și fluieră Laszlo București, abatere de pași. Da, n-avem reluarea de la început. Nu pot să certific că așa a fost. A părut un pic nenaturală pătrunderea lui Tut, dar n-am avut reluarea cap-coadă să vedem cum a mișcat picioarele. Lalovic acum pentru Cuburović. Grea de tot aruncarea, ratează Cuburović. N-avea, nu se echilibrase. Acum Ken Tut, faul comis de Hargrove. Coșul n-a fost valabil, iar pentru Hargrove este doar prima greșeală personală. Un jucător care extrem de rar are probleme cu faulturile. Mai preocupat de atac decât de apărare Hargrove, dar în atac este într-adevăr foarte, foarte greu de oprit.
Iată-l pe Tut. Almor aruncă din colț, ratează, vine cu Burović la recuperare, Spak și Branko Čujić din nou activ, Branko Čujić. Practic și-a revenit odată cu apropierea finalului de meci. Branko Čujić a redevenit jucătorul de care are mare, mare nevoie Clujul pentru a câștiga partidele pe muche de cuțit. De altfel, asta spune și Marius Sorin Florea pe basket la DigiSport. Slab jocul lui Čujić și Medveci. Astăzi ar trebui să așeze jocul Clujului în sfertul 4 pentru a ieși învingători în această seară. Într-adevăr, cu Čujić și Medveci, sau măcar unul dintre ei inspirați, Clujul ar avea o sarcină mai ușoară. Dacă poate fi o sarcină ușoară să câștige contra Piteștiului, a construit o echipă foarte bună Cristu Șapera. Branko Čujić va repune, primește de la Kuburović, Piteștiul în zonă, să vedem cine aruncă de afară de la U. Čujić pentru Hargrove, Hargrove pentru Sparks, ia tușa Sparks, capac extraordinar pe care îl pune acolo Baro, dar Lalović iese la rampă cu un vole care face ca U să aibă 6 puncte în plus. Este însă pătrunderea lui Pancrație Baraț. Ce jucător! Ce jucător este acest Baraț! Impecabil, a găsit culoarul. A schimbat mingea din dreapta în stânga perfect. Și a finalizat fiind și faultat în momentul aruncării. Libera suplimentară transformată de Baraț. 67-64, 17 puncte pentru Pancrație Baraț. Burović, cu Burović are culoar de pătrundere și este coș cu fault. Ce forță emană Ivan cu Burović în momentul în care se lansează în pătrundere. Baro și Almăr efectiv reduși la tăcere. Pe partea opusă mesei oficiale, foștii mari jucători Sandu Vinereanu și Vali Pogonaru asistă la această partidă. Vinereanu a evoluat pentru Dinamo și pentru Erbașu. Vali Pogonaru, o carieră construită la Soced București, Iced, apoi Soced București, Steaua, Dinamo, din nou Steaua, mari jucători care și-au construit o școală de basket, Vipo, în București și continuă să trăiască alături de basketul care le-a adus atâtea satisfacții. Fault pe aruncare, vede Fabiana Martinescu și Baraț se duce la linia de libere. Ieșirea lui Kuburović târzie. A doua. No. Oh.
You know, Barat. Intră. Este coș de două puncte. Coș de două puncte. Un vole. A reușit de Piteșteni. Doar 3 puncte avantaj pentru Umobitelco. Silvășan faultat de Orbeanu. Experiența lui Silva s-a văzut la această fază. L-a așteptat pe Iulian să se lase pe el, apoi s-a dus pe 2 pași și a scos faultul. Oho, două din două ratate de Silvășan, nu vedem foarte rar așa ceva. Iar la celălalt panou, Barat scoate pentru aruncarea de treia lui Almă, ratează, agață mingea Ciuici. Branco Ciuici, 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 n-a fost dublu dribling, Spax scoate la Medveg, aruncă Medveg, ratează, prinde din nou Ciuici și este posesie pentru U, minge... dat afară de Kentut. Emoții mari în ambele tabere. Medveg ratează încă o aruncare de 3 puncte. A treia. Milian Medveg, un jucător care i-a nebunit pe irachien cu coșurile lui de 3. Îmi povestea Eugen Ilie că deși a jucat cu Medveg la Otopeni și l-a antrenat pe acesta, n-a crezut că poate marca cu o asemenea regularitate în, în meciuri. La antrenamente știa că are mână, dar în meciuri a fost surprins de cât de multe coșuri reușește Medveg de afară. Astăzi niciunul pentru U, iar Hargrove ratează prima liberă. Sunt 3 libere la rând ratate de clujeni. Și culmea, chiar de către jucătorii cu mână foarte bună, Silvășan și Hargrove. Până la urmă, Hargrove a marcat a doua aruncare. Extraordinar, Ciuici interceptează Spax pentru Hargrove! Slam dunk, Darius Hargrove a alunecat Barat. A alunecat, iată-l aici, din păcate. Era udă sala. S-a solicitat de mai multe ori ștergerea suprafeței de joc în acest meci. Este foarte multă lume în sală. E cald, jucătorii sunt transpirați. Orice cădere înseamnă automat o zonă de parchet unde se alunecă. Barat a căzut rău. În fericire nu este vorba de o accidentare gravă. Barat este însă scos pe bancă, probabil doar 1-2 minute va sta Barat pe bancă. Durković prinde ofensiv, nu reușește să marcheze. Baro, capaca lui Sparks la Baro, Baro scoate însă la Durković care pătrunde. Baro prinde din nou ofensiv, însă comite abatere de pași, spune Laszlo București. Iar Dragoș Nicolae îl avertizează pe Osman Baro că va fi sancționat cu faul tehnic. Iată. Ei, aici n-am văzut. Din nou n-avem picioarele jucătorului sancționat cu abatere de pași. Jenny marchează prin Ciuici. Kentut la celălalt panou. Baro din nou prinde, însă nu se poate ridica. Ciuici cu un sacrificiu cu care suntem obișnuiți. Spax se duce pe contraatac. Rupe coșul.
iar tribunele explodează de-a dreptul. Dezlântuiți clujenii în aceste momente. Faulta lui Medvej la Kentut. Medvej riscă acordarea unui faul tehnic cu aceste proteste. Într-adevăr, fluierat ușor faultul, dar a pus mâna dreaptă, e acoperit de regulament arbitrul. Un pic ușor însă la ce s-a fluierat până acum. A lăsat jocul mai bărbătesc Durković, și aproape a fost Durković de un end-one. Piteștenii, fără barați pe parchet, au cedat efectiv în ultimul minut, nevoit să-și trimită liderul pe parchet repede. Antrenorul Piteștiului, Baraț, a revenit și a fost cel care i-a pasat lui Durković. A doua liberă transformată de Durković. Olmer este acum la odihnă. Jeni în ofensivă, plus 8 pentru gazde. Vilian Medvej. 4 minute până la finalul meciului. Medvej pentru Sparks. Fault comis de Tut la Cuic. Iarăși acoperit este de regulament. Acoperită este brigada de arbitri, dar s-a lăsat jocul mai liber. Am văzut momente în care s-a fluierat ca în Euroligă și e mai bine așa. Evident, nu este vorba de momente de intervenție asupra adversarului când acesta este în aruncare, dar în rest se permite jocul mai bărbătesc. Branko Cuic marchează. Da, basketul se joacă în Cluj, basketul feminin se joacă în Cluj, e echipă de ani bune acolo. Piteștenii rămân în ofensivă. Durković marchează. Cred că se putea da și un fault la Sparks pentru o mână pusă aiure acolo pe pătrunderea lui Durković. Din nou 8 puncte avantaj pentru Cluj-Napoca, cum strigă, scandează suporterii Hargrove pentru Silvășan. Silva se ducese direct la urmărit, n-a crezut că Hargrove îi va pasa. O posesie pierdută de clujeni. Durković pentru Baro, 2 puncte simple. O greșeală în defensiva Clujului, o greșeală care îl obligă pe Pintea să ceară timeout pentru a-i regrupa pe ai săi. Robert și Ionuț întreabă unde este All-Star Game-ul 2014. Ei bine, cel masculin este la Cluj. Încă nu se poate vota, dar se poate vota pentru jucătoarele pe care le doriți în All-Star Game. Sărbătoarea basketului feminin are loc la Târgoviște în acest an. Evident, ambele spectacole vor fi transmise de DigiSport, și cel de la Târgoviște și cel de la Cluj. Puteți vota pe www.ferebasket.ro jucătoarele pe care le vreți pe teren la Târgoviște. Apoi va începe votarea și pentru All-Star Game-ul masculin. Hargrove găsește culoarul de pătrundere. Este fault comis de Baro.
Cât de mult a sărit Hargrove acolo. Jean-Pavel întreabă de ce nu se folosește în campionatul național proba video în timpul meciului ca în Euroleague. Ar ieși mai puțin și fonați arbitri. Să știi că și în Euroleague proba video, video are legătură cu timpul, nu cu un fault dacă a fost sau nu, doar momentul aruncării. Este verificat cu ajutorul probei video. În continuare ratează libere clujenii și acest lucru s-ar putea să-i coste. Ce coș iese lui Kentut. Pătrundere în forța fundașului piteștean și acesta a fost faultat în momentul aruncării. Iată-l pe Tut. Fault al lui Sparks și mingea intră în coș. Singura aruncare pentru Kentut. Ratează, luptă la urmărire jucătorii celor două echipe și este fault comis de Branko Cuic, spune Dragoș Nicolae. Durković cel faultat. Piteștenii marchează de la libere. Două din două pentru Durković, se încinge tare de tot acest meci. Revine Kuburović în locul lui Milian Medved. Un atac foarte important al Clujului, Cuic pentru Kuburović. Vreau soluții clujenii. Branko Cuic acum pe pătrundere scoate la Lalović, aruncă pivotul de 3 puncte. Sinadinović recuperează. Durković scoate la Tut. Baro. Sinadinović de 3 puncte, ratează. Și este faultul lui Durković acum. Să vedem a câta, a patra, a cincea. A cincea greșeală personală comisă de Durković. Sinadinović a avut în mână coșul care i-ar fi adus pe piteșteni în avantaj după ce Clujul a avut plus 10. 79 la 77 cu Kuburović la libere. Cred că toată sala a înghețat înainte de această aruncare. Procentaj mizerabil la aruncările libere pentru clujeni astăzi. Înainte de aruncările lui Kuburović era 57%. Nici piteștenii n-au fost mult mai buni de la aruncările de, la aruncările de un punct, 65% procentajul lor. Și asta vă spuneam din cauza tensiunii mari în care s-a jucat Baraț, excepțional stop shoot al lui Pancrație Baraț. Hargrove. Cuic. Hargrove, Cuic și Silvășan sunt cei de la care se așteaptă un coș salvator. Ratează Silvășan aruncarea de 3 puncte. Tut în pătrundere! Ce gafă face Silvășan! Ce greșeală face Silva după ce a ratat la panoul advers. Face un fault insuficient de sănătos
Și Ken Tut are șansa de a-i aduce pe Piteșteni la conducere. And I want to penetrate. Okay, penetrate. Okay. You go, pump, keep, come, Darius. Okay, receive ball. After that ball, Chris, your role. Go in front of him, okay? Haide, haide, haide. But execution I want that. And I don't want anymore to go to end to end. It's foul, it's foul. Nu mai vreau pe nimeni să aibă și aruncare liberă. Dacă faceți foul, să fie foul și atât. Iar în atac vreau pătrunderi, vreau pătrunderi, faceți blocaje și pătrundeți pe coș, spunea Bobo Pintea. Ken Tut are 10 puncte marcate, șansa de a-și aduce din nou echipa în avantaj. O singură liberă a executat Kenverius Tut până acum și a ratat-o. Să-l vedem în acest moment, la scorul de 81-81. Nu-i tremură mâna. Piteștiul conduce 82-81. Lalovic. Hargrove. Hargrove aruncă de 3 puncte, prinde Tut. A înțeles Hargrove ce a spus Pintea. Tocmai ceruse la timeout, vreau pătrunderi. Hargrove aruncat de 3 puncte. Barat cu Ciuic în față. Barat îl depășește pe Branko Ciuic, ratează aruncarea. Ciuic prinde, șansă de contraatac în superioritate numerică. 5 contra 4 sunt clujenii. Ciuic pentru Hargrove, fentă, aruncă de lângă Baro. Darius Hargrove este un campion. Nu degeaba a câștigat titlul cu CSU Asesof Ploiești. Este genul de jucător care își asumă responsabilitatea aruncării. A obținut un coș cu foul. Clujul poate să conducă în acest moment cu 2 puncte dacă Hargrove marchează, lucru care se întâmplă. Piteștenii au însă un pozițional, au o posesie la capătul căreia pot egala, pot câștiga sau în cazul în care ratează pot pierde. Probabil că Șapi va dicta o aruncare pe final de atac pentru ca meciul să fie la mâna jucătorilor săi. Să vedem dacă va opta pentru un șut de 3 puncte sau pentru o acțiune Stupanov care se poate să-i ducă și la libere pe ai săi. Uborovic în prim plan, 20 de puncte pentru el. Hargrove are 22. Barat 20 pentru Piteșteni. Laszlo București îi lasă mingea lui Almor, Baro, Sinadinovic, Barat și Kenverios Tut pe teren pentru Piteșteni. Cuburovic, Silvășan, Lalovic, Hargrove și Ciuic pentru Cluj. Mingea Stupanov la Baro. Fault comis de Mihai Silvășan. A patra greșeală personală a lui Silva. Două libere extraordinar de importante. Intră prima. Ce calm afișează Durković, eliminat pentru 5 greșeli.
Grea aruncare, foarte grea. Importantă și lupta la recuperare, Kuburović prinde și este faultat. I-a tremurat mâna lui Osman Baro. Și acum Clujul are prima șansă, două libere pentru Kuburović, pentru că sunt în penalizare ambele echipe, orice fault se execută. Îmi aduc aminte, apropo de momente din astea în care stremură sau nu mâna, de o finală câștigată de Virgil Căruțașu în ultima secundă la Sibiu pentru Dinamo. Și apropo de școala de basket și Căruțașu, după ce a renunțat la cariera de jucător, împreună cu soția sa au deschis o asemenea școală de basket, tot în București, Spike. Prima liberă a lui Kuburović marcată, ratează a doua, prinde bara, să vedem atacul Piteștiului, Ken Tut pe un picior, Tut ratează, prinde Hargrove și este faultul lui Sina Dinović. Ce meci de infart avem, dragi prieteni, în sala sporturilor Horia Demian din Cluj. Piteștiul a avut mai multe oportunități de a da lovitura, de a învinge a patra oară Clujul în același sezon. Și imnul clasic pe care îl cântă fanii Clujului, un imn care te umple de fericire atunci când îl scandează toată sala după o victorie. Nu este însă victorie, dacă Hargrove ratează, nu e o victorie sigură. Așa, cu acest punct, lucrurile se cam termină. Almăr aruncă de 3 puncte, păcat că a ratat. Era mai frumos un meci terminat la un punct. Un echilibru extraordinar între aceste două echipe în partida de astăzi. O propagandă superbă făcută basketului de Umo Bitelco BT și BCMU Pitești, două formații pe care mi-aș dori să le văd în play-off.